Bună ziua tuturor, bine ați venit YouTube canalul meu, ce faceți? Sper că sunteți bine. Eu sunt foarte bine, mulțumesc frumos și... Da, azi am vrut să filmez pentru voi. Înainte de video v-am spus că o să filmez data viitoare, cam maxim o lună, v-am zis. Dar am vrut să filmez, credeți-mă. De ce? Primul video și toată lumea zice că... muzica ta, adică am avut o problemă tehnică, știți? Și muzica ta, Nihat, foarte, adică grămadă, eu nu înțeleg ce vrei să spui, așa toată lumea zice. Și am avut foarte, foarte mult comentariile, vreau să citesc. Nihat, mi-a fost dor de tine, ești cel mai minunat profesor de turcă de pe YouTube. Mulțumesc frumos, v-am pupat, dacă gândiți așa. Muzica de pe fundal prea tare, abia te înțeleg ce spui, dar acum o să spun. Bine ai venit, multă sănătate, mulțumesc frumos, Gabriel Costache, scuze-mă, și limba turcă. Nihat, bine ai revenit, ți-am dus dorul, Emilia Emi, mulțumesc frumos, doamnă, sănătate. Bine ai revenit, prietene, hoş geldin dostum, așa limba turcă. Eu vreau să-mi văd limba turcă, deci să fii fericit și bucuros, ca să ne bucur. Și pe noi cei ce aveam nevoie de ajutorul tău. Da, datorită asta sunt aici pentru voi. Muzin se celebrează la limba turcă. Vreau să explic numai scurt și nu o să vorbesc atât de mult. Povestesc, scuze-mă. Și am avut probleme cu dizertatie, etică, etică, etică. Și am găsit un job, etică, etică, etică. Și... am zis că o să revin data viitoare sau o lună, nu știu când. Acum am revenit. Cred că a trecut o săptămână, dar acum o săptămână și am filmat. Deci, probabil, nu știu, am uitat. Când am filmat, nu știu. Deci, azi ce am găsit pentru voi? Ce am găsit? Dialoguri. Da, asta e foarte important. Acum, trebuie să vă uitați. Ghicitor. Nu știu, gramatică, vocabular, tot. Nu mai uitați. Și dialogul o să fie beneficii pentru voi. După ce termin 15 filmare și o să filmez ghicitor, vocabular, verbul, ce doriți de la mine, o să filmez pentru voi. Și vreau să citesc. Dacă sunteți, nu știu, unde sunteți? Sunteți în România sau în Turcia și trebuie să căutați o cazare și faceți dialoguri cu mobiliar și angajați o cazare, dacă se poate. Hai să continuăm, acum să vă citesc, hai să continuăm lecția noastră. Deci, și dacă citesc asta și o să aduc imagini sus sau jos, nu știu, când o să termin filmarea asta, o să montez și o să o hotăresc, nu știu. Deci, și limba turcă și limba română o să citesc și o să vedeți. O să fie două imagini, limba turcă și limba română. Konut kiralanması veya satın alınması înseamnă închirierea sau cumpărarea unei locuințe. Yabancı vatandaş. İyi günler. Bir ev bulmam için bana yardımcı olabilir misiniz? Bună ziua. Mă puteți ajuta să îmi găsesc o locuință? Emlakçı. Adică agentul mobiliar. İyi günler. Elbette yardımcı olurum. Başlangıç olarak bütçeniz ve nasıl bir ev aradığınızı söylemenizi rica ediyorum. Mobilyalı, tam veya kısmen donanımlı ve mobilyasız evlerimiz var. Siz hangisinden istiyorsunuz? Buna ziva. Agentul imobiliar. Buna ziva. Bineînțeles că vă pot ajuta. Pentru început, vă rog să îmi spuneți care este bugetul dumneavoastră. Și ce fel de locuință căutați? Avem locuințe mobilate și utilate, total sau parțial, și locuințe nemobilate.
dumneavoastră de care doriți. Yabancı vatandaş. Emin değilim. Nu işte emin değilim. 2 veya 3 oda, mobilya ve donanımlı daire isterim. Fakat bu iki çeşit daire için başta giderlerini öğrenmek istiyorum. Aste suna foarte grea. Vântelek. Nu sunt foarte sigur. Cetățenii lui străini, nu sunt foarte sigur. Aș dori un apartament cu 2 sau 3 camere. 2 sau 3 camere, mobilate și utilate, dar mai întâi aș dori să știu ce cheltuieli presupun aceste două tipuri de apartament. Emlakçı. Bir evi emlakçı, adică agentul imobiliar. Emin değil, scuze-mă. Bir evi kiraladığınızda düşünmeniz gereken giderler şunlardır. Kira, konut sahiplerinin merkezine, yöneticiye ödenilen aylık aidat, artı elektrik, kablo, internet, telefon ve etik giderleri, kira fiyatı ev donatımları bulunduğu bölge ve katına göre değişmektedir. Agentul imobiliar, atunci când vorbim de costurile închirierii, unei locuințe trebuie să aveți în vedere următoarele cheltuieli. Chiria, cheltuielile de întreținere lunară care se plătesc la casieră asociației de proprietate plus cheltuielile cu energie electrică, televiziune prin cablu, internet, telefon și altele. Prețul chiriei variază în funcție de datorile de care dispune locuința, zona în care se află amplasată aceasta, precum și etajul. Da, și daire için ara giderleri. Am înțeles. Da. Da. Am făcut dialoguri pentru voi. Urmează cum va fi. Daire için aidat giderleri. Adică o să începem detalii. Cheltuielile de întreținere pentru un apartament. O să citesc următorul video. Momentan trebuie să termin și o să montez pentru voi. Da, și o să citesc și o să montez și o să fiu atent foarte, foarte mult pentru că nu vreau să muzică așa de grămadă, scuză-mă, și o să mai atent. Și deci ne vedem următorul video când, nu știu, cred că săptămâna viitoare sau două săptămâni viitoare. Hai să vă fiți sănătoși și ne vedem următorul video. Sănătate! La revedere tuturor, ne vedem următorul video și mulțumesc frumos pentru gândurile voastre și comentariile voastre și citesc, mulțumesc frumos, pa!